Consiliul Județean Călăraș derulează în momentul de față lucrări la DG211D, sectorul de drum cuprins între DN21 Ștefan Vodă, Libertatea și DN3B, Comuna Dichiseni. De asemenea, în momentul de față se află în plină derulare lucrări de îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe drumul județean 404, segmentul rutier care leagă DG303 de DG403. Drumul realizat de angajații de la SC Drumuri și Poduri Călăraș va deservi Comuna Mănăstirea, privată până acum de infrastructură rutieră de calitate. Prin această investiție se dorește decongestionarea traficului greu din localitate, artera de circulație putând fi folosită drept centură pentru autovehicule. Este posibilitatea de jefe prezentă în teritoriul să ne explici de unde e nevoia de a investi în acest drum care se facă legătura de la DN21 la DN3. Am de dedicat Consiliul Județean și am constatat că în 2017 aveam 170 de km drumul de drumuri și aproape 200 de km drumul cu piață. Am depus mai multe proiecte atât pe programul operațional regional cât și pe programul național de dezvoltare locală. Între aceste proiecte este și acel județean, DG211, împreună cu colegul meu de la Direcția Tehnică Slujeană, un drum de aproape 7 milioane de euro, care a fost finanțat și se află în execuție. Și astăzi ne aflăm aici. Deci va fi un plus pentru legătura dintre DN21, autostrada A2 și locuitorii acestor localități, respectiv Groseț, Modelul, Tonea și Mănăstirea Libertate. Mănăstirea Libertate. Un obiectiv cultural al județului Călăraș și Mănăstirea Libertate. Am contract, cum a spus colegul meu, onoare 32 de milioane de nefeu, o lungime a drumului de 24.700. Da, cam așa. Drumul este într-un stadiu destul de avansat, avem termen de punere în funcțiune, sau termenul de finalizare este între a doua 2023, da. Sperăm condițiile meteorologice, de obicei lucrările la drumuri sunt mult influențate de condițiile meteorologice. Procesele tehnologice în sine necesită condiții bune meteorologice, dar sperăm că în ritmul în care lucrează bine și să nu avem o întârziere și să ajungem la termen cu el. Deci nu o să avem o întârziere la recepția lui 36 de luni de la semnarea contractului. Da, noi estimăm anul ăsta. Să-l finalizați. Da. Să-l finalizați. Da, de la ziara până la 24. Nu face decât să vă mulțumim de aceste investiții, pentru că am discutat de nenumărat de ori cu cadrul executivului, ne interesează dezvoltarea județului. Dezvoltarea județului înseamnă investiții. Investițiile nu vin fără o bună infrastructură, iar ceea ce facem noi sunt lucrări de infrastructură. Lucrări binevenite și noi sperăm ca județul Călăraș să fie mai atractiv pentru investitori străini sau chiar noi. Consiliul Județean tot timpul a considerat că este necesar să dezvoltăm infrastructura de Călăraș. Toate drumurile pe care Consiliul Județean le-a reabilitat au un tip de foarte, foarte bun cu partea populației, pentru că nu trebuie să uităm, județul Călăraș este un județ preponderent agrar, iar aceste drumuri le facilitează tuturor investitorilor și oamenilor din zonă, transportul, pentru că avem cereale și trebuie să transportăm cu aceste drumuri corecte și normale și practicabile. Pentru toate astea, cât să spunem decât suntem lângă fermieri, suntem lângă cetățenii județului Călăraș, modernizăm infrastructura județului.